Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Îți fac o citire care să dezvăluie surprizele acestei zile, oportunitățile, norocul. O citire în două variante, ca să fie puțin mai particularizată, așadar vă invit să alegeți varianta care rezonează cu voi, pachetul maro sau pachetul gri. Să încep pachetul maro. Wow, astăzi puteți afla de niște scrocherii, de niște înșelătorii, poate și legate de acte, documente, contracte, de niște daruri sau de niște persoane care sunt mincinoase, nu spun adevărul. Manipulează, înșală. Haideți să vedem, legat de planul profesional. O inconstanță, curiozități, bârfe, stres, aș putea să spun, curiozități, greșeli, poate să descoperiți niște greșeli, niște erori ale unor persoane care poate pot să fie ignorante, pot fi superficiale, bârfele lor, sau să nu faceți voi vreo greșeală de care să vă pară rău. Dar mai degrabă aș putea să spun că aici e o lipsă de sinceritate pe profesie, carieră, aveți ceva de clarificat sau e un stres, așa, o enervare, pentru că nu sunt lucrurile foarte clare. Pe relații, de voi depinde, radiole mele, doamne, sau o doamnă foarte elegantă, foarte frumoasă, foarte importantă, poate juca un rol important pentru voi. Astăzi poate vă veți ocupa mai mult de voi pe surpriză sau poate vă cumpărați ceva. Este despre voi astăzi. Pe bani, aveți o invidie, o gelozie, sunteți urmărite, gelozite, hărțuite chiar, nu vă dă pace ceva. Aveți dușmani ascunși pentru câștigurile voastre, pentru reușitele voastre sau pentru că vă face și cumpărături. Acum sunt persoane care te invidiază și că ai bani să-ți faci cumpărături, chiar dacă poate tu îți cumperi o pâine. Acum depinde de calitatea persoanei sau situația în care se află. Și surpriza surprizelor, în schimb, poți avea reușită, succes pe neașteptate în drumurile tale, poți avea un succes amoros, poți avea o prietenie, o prietenă bună sau cea mai bună prietenă ți ești tu și Dumnezeu și un animal de companie. Foarte posibil, pentru că văd că în jurul tău ești înconjurată de superficialitate, gelozie, invidie, curiozități. Și așadar îți alegi cumva prieteni în funcție de ce e mai important pentru tine. Văd aici că ambiția ta te poate duce totuși să rămâi în picioare, să rămâi totuși în vremurile astea așa puțin ciudate sau printre persoane ciudate, să rămâi totuși cu principiile și valorile tale și să întâlnești și o persoană asemănătoare. Astea sunt surprize la această variantă. Poți astăzi, pe surpriză, poate și să ai un succes, o petrecere, un eveniment undeva unde să faci impresie. Cineva, cuiva să-i placă de tine, da? Sau să descoperi că ai și un prieten, este și despre fidelitatea asta, să descoperi cine ți este fidel, cine ți e prieten, cine te apreciază sau vei face chiar o cucerire nouă astăzi. Haideți să vedem varianta numărul 2, pachetul gri. O zi a înțelepțirii, o zi a speranței, o zi a succesului, a maturității, a sfaturilor înțelepte. Sunt speranțe, poate să rezolvi ceva legat de studii, legat de carieră, legat de o instituție, legat de o chestiune juridică, poate legat de un proces. Sunt speranțe de a clarifica lucrurile, de a fi protejată ca doamnă sau ca familie, ca persoană care ai principii, ai valori, care ești o persoană serioasă. Astăzi este despre seriozitate. Fii și vine, poate te gândești să duci la biserică. Haideți să vedem pentru profesie. Ei, pe profesie și la voi. Deci pe profesie se pare că sunteți puțin cam urmăriți, spionați, aveți un dușman, un rival, să spunem așa. Poate fi ceva care s-a întâmplat pe neașteptate și i-ați atras atenția sau poate că vrea să vă ia pe neașteptate să vă facă vreo răutate. Deci sunteți urmăriți, urmărite pe profesie, carieră, dușmănite pe profesie, dar posibil de o persoană mai tânără. Pe relații, depinde de un tânăr sau de ambițiile voastre,
Aici rolul poate fi și o persoană care e sportivă, e o persoană foarte grăbită, foarte pripită, poate sau ambițioasă, dar acum depinde de calitatea sa, pentru că te poate dezamăgi sau te poate aduce în situația să ai mândrie. Poate fi și copilul tău care e foarte grăbit să demonstreze ceva, să facă ceva, poate să ia, pentru că ambițiile lui pot duce la o realizare sau poți avea un succes, o reușită cu un tânăr, cu un bărbat care este foarte ambițios să ajungă departe, să ia un premiu, să câștige bani, să-și facă o situație. Da, aici văd că și fiind o persoană care poate este și cu o educație sportivă, atunci știe și de fair play. Aici poate fi și un fair play care îl poți avea, doar că acest bărbat este foarte țintit să ajungă unde vrea. Într-adevăr, totuși, o zi pe bani, ai niște răutăți. Deci, totuși, cu tinerii astăzi, pe surpriză, pot fi și tineri mai buni și mai puțin buni, mai educați, mai puțin educați sau chiar dușmănoși. Deci, rele intenții care sunt legate de, ar fi bârfe sau ironii sau maliciozitatea cuiva, da, poate fi din răutate, din dușmănie, din lipsă de educație, toate la un loc. Dar cumva și tu trebuie să ai ambiția să știi ce vrei, cum ar fi. Să nu te lași, să zic așa, îngrenat în aceste dușmănii sau să pui la suflet ca să te încetinești, cum ar veni, îți pierzi din energie. Deci trebuie să păstrezi energia sau să te antrenezi, cum ar veni astăzi. Pentru relații cumva ai nevoie de mai mult antrenament, să înțelegi cine este, cu cine să joci tu meciul, cum ar veni, cu cine să faci tu relația, cu cine să ai tu un schimb de vorbe, cu cine merită să-ți petreci timp, energie. Pentru că, într-adevăr, pe surpriză poți avea darul câștiguri, s-ar putea să te reveți cu persoana din trecut, s-ar putea să te întâlnești cu cineva sau să te duci undeva și ai reușit, ai realizări, dar în jurul tău, ca și la prima variantă, ce interesant, ești în centrul atenției, tu poți fi tu în centrul atenției sau partenerul sau cineva drag ție sau o persoană care apare, dar în jurul tău sunt și niște energie, te urmăresc, așa, știi, și fac bârfesc răutăți, spun răutăți, fie despre acel personaj care apare în viața ta, fie, sau este, fie despre tine, cumva, adică cumva nu le scapă ocazia să comenteze să, și chiar să te urmărească, să te hărțuiască. Aici poate fi și o persoană străină, pe profesie, carieră, bani, care are răutăți pentru că tu ești bine unde ești sau ești o persoană care îți vezi de treaba ta. Da, pentru că am zis aici e vorba și de autoritatea statului sau e vorba de principii, de valori, de credințe, de cultură, să zic așa, de educație, dar astea sunt surprizele. Cam asta e început să spun, dragile mele, dragii mei, pentru astăzi, surpriză. Așadar, poate că vă duce și la niște competiții sportive și cum se duc acolo la competiții, nu? Și persoane care sunt pro sau contra unei echipe sau unui favorit, nu? Atunci pot exista și răutăți care se spun vorbe mai dure sau vorbe mai răutăcioase. Dar pe concluzie văd că surpriza pot fi bani, câștiguri, întâlniri cu prietenii. Poate chiar vă duceți undeva unde ați mai fost, unde v-ați simțit bine și vă aduceți aminte de ceea ce s-a întâmplat acolo cu prietenii cu care sunteți sau vă veți întâlni. Dar și puteți cunoaște persoane noi, dar printre ele așadar pot fi persoane care cumva trebuie să le tratați voi cu înțelepciune, nu ca ceva personal, că răutățile lor nu sunt despre voi, chiar dacă ele sunt adresate vouă, direct sau indirect, ci sunt despre ei, despre calitatea lor, despre educația lor, este cartea lor de vizită, să spunem așa, tot ce scoate din gură, nu? Și tot ce are în minte și tot ce are în suflet este despre ei. Așa cum este despre ei și cum se îmbracă și cum gesticulează și cum mănâncă și cum da, se comportă vis-a-vis de o persoană sau alta, într-o situație sau alta, totul este despre asta, despre acele persoane. Ceea ce este despre tine ca persoană este exact ce gândești tu, ce faci tu, ce comportament ai tu, ce gesturi faci tu, ce fapte faci tu, comportamentul tău vis-a-vis de o situație sau altă sau o persoană, ce vorbești tu, cuvintele tale, expresiile tale, acelea sunt despre tine. Așadar, aici cumva este, aceasta e poate ambiția voastră care o simte așa, ca și cum ați vrea să creșteți calitatea voastră, să vă sunteți foarte ambițios, să vă ridicați din aceste, să ieșiți din aceste energii ale influențele celor din jur care sunt cu vorbe urâte, rele, sau mă rog, pot fi și din cauza lipsei de educație, dar
Nu este o justificare, pentru că mai ales aici vorbim de persoane care sunt deja majore, adulte, chiar dacă nu sunt foarte mature, trebuie să se maturizeze deja de educația, cum se spune, pleacă din cei primii 7 ani de acasă și apoi continuă la nivel de instituții, școli, relațiile intersociale, nu? De prietenie, grupurile de prieteni și așa mai departe. Și ca adult, cu siguranță, ai această posibilitate și datorie, să spunem așa, de a te auto-educa, da? Te auto-stimula, impulsiona, încuraja să crești, să fii cea mai bună variantă ta și văd că tu sau cineva, de la, ca surpriză pe relație, are această ambiție, în ciuda răutăților din jur care există. Fie tu să demonstrezi celorlalți că nu e ce spun ei și nu ai treabă cu ce spun ei și nu vrei să fii ca ei, nu vrei să pierzi, intri puțin într-o concurență, dar totuși tu îți păstrezi principiile și valorile, poate și în virtutea unor amintiri din tinerețe, celor 7 ani de acasă, mediului în care ai trăit, în care te-ai dezvoltat, în care ai învățat, te-ai educat, da, locurilor prin care ai trecut, deci cumva văd așa și pot fi răutățile și la acest, în acest sens, că tu ai fost, ai plecat, ai văzut lumea, ai avut câștiguri, ai avut niște situații și poate că acum nu mai ești la fel sau chiar dacă ești la fel, ești, se strigă că ai uitat de unde ai plecat, dar nu, tu ai plecat chiar dintr-o situație foarte bună. Ei au fost poate, cum se spune, ignoranți, n-au văzut, n-au vrut să accepte, nu le-a sau au fost într-o situație mai dificilă, dar nu era despre tine, era despre ei. Cam asta e surpriza, dragile mele, dragii mei, așadar așteptați-vă astăzi la noutăți, totuși la reușite, în ciuda unor rivalități, unor răutăți ale unor persoane. Într-adevăr, aici la această variantă simt să continui că pe profesie, carieră, ca și pe bani, puteți avea de ușman destul de serios, de fapt și la prima, dar aici cumva sunt și foarte răzbunători. Cei de acolo erau puțin mai lași. Da, cum ar veni, să zic așa, niște persoane poate mai nesincere și într-adevăr și ele, dar mai lașe, mai pot face și ele rău, dar poate la un nivel mai redus sau, mă rog, nu fac așa cu foarte mare răutate, cu foarte mare ură. Nu că n-ar putea fi periculoase și acelea, fiind nesincere, da, sau rivale, depinde. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți o zi fantastică, oriunde ați fi, plină de binecuvântări divine, cărțile pot și minți, nu? Să nu tratați citirile în cărți ca pe ceva care ar putea să se și întâmple în realitate dacă nu rezonează cu voi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!